numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Unde doi sau trei se adună în numele meu, acolo sunt prezent și eu în mijlocul lor. Acestea sunt cuvintele pe care le vom asculta în Evanghelia zilei. Cu adevărat, Iisus este în mijlocul nostru, în aceste momente, mai ales când celebrăm Sfânta Liturghie. De aceea, acum la început, să ne dispunem inimile, cerându-i cu umilință iertare lui Dumnezeu pentru toate greșelile, pentru toate păcatele noastre, pentru toate ezitările noastre în trăirea credinței și cu încredere să invocăm milostivirea sa. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. Pe Sfânta Maria, Purura Fecioară, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne conducă la viața cea veșnică.
cerului Dumnezeu. Să ne rugăm.
Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul Tău pentru a ne răscumpăra și a ne face copiii Tăi adoptivi, Te rugăm, privește cu bunătate la fiii iubirii Tale și dăruiește-le tuturor celor care cred în Hristos libertatea adevărată și moștenirea veșnică, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa spune Domnul, Fiul omului, te pun străjer peste casa lui Israel. Ascultă din gura mea cuvântul și avertizează-i din partea mea. Când îi voi spune celui rău, răule, vei muri, dar tu nu-i vei spune, ca să-l avertizezi pe cel rău de la calea sa, el, cel rău, va muri din cauza nelegiuirii sale, iar eu voi căuta sângele lui din mâna ta. Dar dacă tu îi vei avertiza pe cel rău și să se întoarcă de la calea lui, iar el nu se întoarce de la calea lui, el va muri din cauza nelegiuirii sale, dar tu îți vei salva viața. Cuvântul Domnului. Puteți asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre. Să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu cântece de laudă și în cântări de psalm să le preamărim. Veniți să-L adorăm și să ne plecăm în fața Lui și să îngenunchem înaintea Domnului Creatorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care El îl păstorește, turma pe care pe mâna Lui o călăuzește. Ați asculta astăzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustiu. Acolo m-au ispitit părinții voștri, m-au pus la încercare, deși au văzut lucrările mele. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, să nu datorați nimic nimănui decât să vă iubiți unii pe alții, pentru că cel care îl iubește pe altul a împlinit deja legea. De fapt, să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești și orice altă poruncă sunt cuprinse în cuvântul acesta. Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea nu face niciun rău aproape lui,
Așadar, plinătatea legii este iubirea. Cuvântul Domnului. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și punând în noi cuvântul reconcilierii. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: dacă fratele tău greșește împotriva ta, mergi și mustră-l numai între patru ochi. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi, pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declarația doi sau trei martori. Dacă refuză să-i asculte și pe ei, spune-l bisericii. Iar dacă refuză să asculte și de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și un vameș. Adevăr vă spun, tot ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, și tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Iarăși vă spun, dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo, în mijlocul lor. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, una dintre dimensiunile esențiale ale naturii noastre umane este sociabilitatea. Suntem noi oamenii prin excelență ființe sociale, ființe care avem nevoie de ceilalți oameni. Nu putem trăi singuri. Ne realizăm, ne împlinim doar în mijlocul unei comunități, doar intrând în relație cu ceilalți. Într-un anume fel putem spune că suntem dependenți unii de alții. Nu putem trăi singuri. V-ați imagina viața dumneavoastră sau v-ați fi imaginat viața dumneavoastră fără părinți? Cum ar fi fost o astfel de viață? Sau v-ați imagina viața dumneavoastră fără prieteni? Chiar dacă ne mai trădează uneori, dar măcar avem cu cine să împărtășim, avem cui să cerem un sfat, avem nevoie de ei. Sau v-ați imagina viața dumneavoastră fără soțul, soția, care stau alături de dumneavoastră? E adevărat, nu sunt persoane perfecte, dar vă sunt aproape, mai ales în momentele grele. Așadar, avem nevoie unii de alții. Părinții, copiii au nevoie de părinții lor, nu pot trăi fără afecțiunea părinților lor. Tinerii, la fel, au nevoie de relații. De ce credeți că tinerii mereu ies pentru a se întâlni cu ceilalți?
pentru că au nevoie de comuniune, au nevoie de relație, au nevoie de iubire. La fel adulții au nevoie de prietenia celorlalți, să aibă și să știe că au alături de ei alte persoane. Din păcate, mai ales în ultima perioadă, din cauza individualismului, a egoismului, tindem să ne izolăm foarte mult. Tindem să ne gândim sau să ne preocupăm doar de noi înșine. Iar această pandemie pare să ne îndepărteze și mai mult pe unii de alții. Iar acesta este un lucru foarte grav. Pentru că, repet, suntem ființe sociale. Suntem ființe care avem nevoie de relație, care avem nevoie de iubire, care avem nevoie de comuniunea cu ceilalți. Sociologii vorbesc despre un atomism social. Spun ei că în ultima perioadă omul este asemenea unui atom care își parcurge de unul singur orbitele sale, merge pe drumul său, fără a se interesa, fără a se preocupa de ceea ce se întâmplă în jurul său. Și de câte ori nu am auzit această expresie? Nu mă interesează, nu mă interesează, se folosește prea des. Nu este adevărat, trebuie să ne intereseze. Trebuie să ne intereseze. Iată, dacă atomismul social pare să fie o modă modernă, acesta, după ce am ascultat Evangheliile din această duminică, pare să nu fie totuși o modă creștină. Nu este o modă creștină. Dimpotrivă, Dumnezeu iubește comuniunea, Dumnezeu iubește relația, Dumnezeu iubește. Pentru că Dumnezeu este comuniune, iar visul lui Dumnezeu este acela ca oamenii să trăiască în prietenie, în armonie, în comuniune, în iubire. Acesta este visul lui Dumnezeu. Mi se pare foarte interesant în Evanghelia de astăzi, spre sfârșitul ei, Iisus spune aceste cuvinte. Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în cer. Sigur, ascultând aceste cuvinte, spontan mintea și gândul nostru merg spre a doua parte a afirmației lui Iisus. Deci, Tatăl le dă mereu ceea ce cer celor care, mă rog, îi adresează anumite cereri. În schimb, nu. Iisus pune accentul pe prima parte a acestei afirmații. Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni, se vor pune de acord, dacă împreună, în gând, în inimă, vor cere un lucru, acela le va fi dat. Adică, pentru Dumnezeu este importantă comuniunea. Și pare Iisus să ne spună, dacă două persoane trăiesc în iubire, în comuniune, pot face lucruri imposibile. Pot face lucruri imposibile pentru că Dumnezeu, repet, iubește comuniunea. Iubește ca oamenii să trăiască în armonie, să se iubească. Și în continuare spune Iisus, căci unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo în mijlocul lor. Dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu. Nu dacă doi sau trei stau împreună. Pentru că poți să stai împreună fără să fii în comuniune cu ceilalți. Pur și simplu stai împreună. Da, nu schimbă mare lucru. Important este să simți cu celălalt. Să te rogi împreună într-un gând lui Dumnezeu. Acolo unde doi sau trei sunt reuniți în numele meu, acolo sunt și eu prezent în mijlocul lor. Sunt prezent pentru că eu iubesc ca oamenii să stea împreună, pentru ca oamenii să se înțeleagă. Și putem să înțelegem în acest context și afirmațiile pe care le-am ascultat în prima lectură de astăzi și la începutul Evangheliei. Iisus vorbește despre iertare și despre corectarea fraternă. Și spune că este important acest lucru. Este important pentru că cearta creează mereu dezbinare. Pentru că cearta creează mereu sau construiește mereu ziduri între noi.
iar Dumnezeu nu vrea asta. Iată de ce ne spune Iisus că este important că atunci când știi că cineva are ceva cu tine sau când cineva ți-a greșit, deci nu că ești tu vinovat, celălalt este vinovat, dar tu ești responsabil, tu trebuie să faci un pas pentru a te reconcilia cu el. Sigur, iertarea este grea și o știm cu toții. Cât de greu este să ierți pe cineva care ți-a greșit. Și totuși, Iisus, atenție, nu vorbește doar de o iertare așa epidermică. Nu spune doar, ok, înțelege-te cu el, încearcă să uiți ceea ce ți-a făcut, mergi mai departe, sigur nu o să mai fie ce a fost până acum, dacă îți vorbește, răspunde-i, dar nu mai pune... No, nu asta înseamnă iertare. Ne vorbește Iisus la un moment dat de iubirea față de dușmani. Înseamnă să treci peste tot ceea ce ți-a făcut cineva și să ai capacitatea să îl iubești. Să intri din nou în comuniune cu el, să-l consideri din nou fratele tău. Și acest lucru chiar este important, este semnul distinctiv al credinței noastre creștine. De iubit se iubesc toți, dar a iubi pe cel care ți-a greșit, cred că este saltul de calitate pe care l-a făcut Hristos. Așadar, iubiți credincioși, să reținem din Evanghelia și din lecturile duminicii de astăzi tocmai această preocupare față de comunitate. Cred că, sigur, vorbeam la un moment dat despre atomismul social, însă cred că putem vorbi și despre un atomism religios sau creștin. Pentru că, de multe ori, ne trăim în mod privat, exclusiv privat credința noastră. Adică, cu alte cuvinte, într-un fel îl luăm pe Dumnezeu în brațe și mergem cu El. Doamne, Tu și cu mine, restul nu mă interesează. E adevărat, ne facem toate datoriile de creștini, venim duminica la biserică, mai zicem din când în când o rugăciune, dar credința mea mă privește pe mine. Absolut greșit, ne spune Iisus. Nu este așa. Nu se poate trăi credința de unul singur. De câte ori ne-a repetat Papa Francisc aceste cuvinte? Nu poți trăi credința creștină de unul singur, ci doar împreună cu ceilalți, să mergem împreună, doar ca parte a unei comunități. Cred că este provocarea timpurilor noastre aceasta. A redescoperirii valorii comunității. Suntem creștini și împreună cu siguranță putem fi o forță pentru societatea de astăzi, pentru a schimba ceva, pentru a implementa valorile noastre creștine. Iubirea, iertarea, respectul și așa mai departe. Dar doar împreună, doar dacă lucrăm împreună, aceasta nu este doar datoria preoților, este datoria oricărui creștin. Trebuie să se simtă parte a comunității care este biserica și să încercăm împreună să vestim mesajul lui Hristos, să-L vestim pe Hristos omului de astăzi. Dar, repet, acest lucru îl putem face doar împreună. Să-I cerem astăzi lui Dumnezeu să ne ajute să redescoperim fiecare în parte această valoare a comuniunii care este pe cale de dispariție, din păcate. Să încercăm să ne apropiem mai mult unii de alții. Să încercăm, ca și creștini, să ne simțim parte efectivă a bisericii și să ne simțim responsabili față de binele bisericii, responsabili față de viața fiecărui semen al nostru. Nu putem spune niciodată, nu mă interesează. Suntem creștini și trebuie să ne intereseze. Să-I cerem așadar lui Dumnezeu acest har pentru a putea să trăim aceste valori pe care Hristos ni le-a comunicat astăzi. Iubirea, comuniunea, relația. Amin. Să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Domnul Iisus Hristos a spus că unde doi sau trei sunt adunați în numele Său, este și El prezent în mijlocul lor. Cu această siguranță să ne adresăm Tatălui și să-i spunem: Călăuzește-ne, Doamne, pe calea dreptății. Călăuzește-ne, Doamne, pe calea dreptății. Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu să se arate sinceră și curajoasă în a vesti tuturor cuvântul care ne cere convertire și ne mântuiește, să ne rugăm. Călăuzește-ne, Doamne, pe calea dreptății. Pentru ca episcopii și preoții, prin atitudinea lor de credință și cuvântul lor inspirat de Hristos, să conducă spre Dumnezeu comunitățile încredințate lor, să ne rugăm. Pentru ca toți cei cu responsabilități în viața civilă să-și desfășoare activitatea conform dreptății și să-i corijeze pe cei care trăiesc în afara legii, contribuind astfel la binele comun pentru o conduită corectă, să ne rugăm. Călăuzește-ne, Doamne, pe calea dreptății. Pentru ca toți cei stăpâniți de păcat să devină docili la ascultarea față de fraților în credință și să experimenteze milostivirea lui Dumnezeu și primirea cordială a Bisericii, să ne rugăm. Auzește-ne, Doamne, pe calea dreptății. Pentru ca această comunitate să-i accepte cu prietenie pe ceilalți, iar pentru un dialog respectuos să-i ajute să crească în credință și iubire, să ne rugăm. Câteva momente de tăcere, fiecare dintre noi să-i adresăm Domnului rugăciunile pe care le purtăm în suflet. Părinte Sfânt, iartă-ne greșelile și ajută-ne să construim raporturile noastre pe baza solidă a adevărului, a sincerității și a iubirii. În felul acesta vom trăi în comuniune cu ceilalți în toate zilele vieții noastre. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Și atât.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii și al păcii, dă-ne, te rugăm, harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită maestății tale și prin participarea la sfintele taine să fim tot mai uniți în credință și în iubire, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, născându-se printre noi oamenii, ne-a chemat la o viață nouă și, supunându-se suferințelor și morții, a ispășit păcatele noastre. Prin învierea Lui din morți ne-a deschis calea spre viața veșnică, iar prin înălțarea Lui la Tine, Tatăl nostru, ne-a pregătit locul în ceruri. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale.
adevărat, Sfântă ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Iar acum, ca o adevărată familie, în spirit de comuniune, să ne adresăm împreună Tatălui nostru Ceresc cu rugăciunea pe care ne-a învățat-o Iisus, Fratele și Domnul nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne arătăm un semn al dragostei noastre frățești printr-o înclinație a cap. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Iisuse,
te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, dă-le credincioșilor Tăi pe care îi hrănești și întărești cu pâinea cuvântului Tău și a tainelor cerești harul, ca folosindu-se de aceste daruri minunate ale Fiului Tău prea iubit, să se învrednicească a fi părtași pururi de viața Lui, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Și câteva anunțuri. Marți 8 septembrie, la ora 10:30, se va celebra o sfântă liturghie în cadrul căreia vor fi ridicați la treapta Sfintei Preoții diaconii care, datorită pandemiei, au așteptat îndelung acest moment. Întrucât, din cauza restricțiilor, în interiorul catedralei sunt mai puține locuri, accesul în interior va fi permis cu precădere familiilor noilor preoți. Joi 10 septembrie, începând cu ora 19, tinerii ne invită la un moment de adorație euharistică. Duminica viitoare, 13 septembrie, îi invităm pe toți elevii să participe la Sfânta Liturghie de la ora 9:15 pentru a primi binecuvântarea la început de an școlar. Dacă este posibil, să ia cu ei ghiostenelul sau niște rechizite pentru a fi binecuvântate. Tot duminica viitoare vom relua pregătirea cu copiii de la prima împărtășanie, grupa mare. Pregătirea se va face în catedrală, imediat după Sfânta Liturghie de la 9:15. Dorim ca prima împărtășanie să fie pe data de 22 noiembrie, în sărbătoarea Hristos, Regele Universului. Cititorii revistei Lumina Creștinului se pot bucura de noul număr pentru luna septembrie. Acesta poate fi procurat fie de la intrarea în catedrală, fie de la biroul parohial, fie de la librăria Presa Bună. Având în vedere că accesul preoților în spital pentru îngrijirea bolnavilor este restricționat din cauza pandemiei, vă îndemnăm să ne chemați pentru a administra sacramentele înainte ca persoana grav bolnavă să se interneze. De fapt, s-a întâmplat de mai multe ori în această perioadă să fim invitați să ne rugăm la căpătuiul bolnavilor, dar nu ni s-a permis accesul în spitale. Vă mulțumim de înțelegere și de colaborare. Colecta de duminica viitoare va fi pentru Țara Sfântă. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată de Domnul. Domnul să fie cu voi! Vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Sfânta liturghie s-a încheiat, merge și trăiți în pace. Amin.